Barașceme, Portugalia, Macedonia de Nord, marți, ora 21:45, Digi Sport 1. Barașceme, Polonia, Suedia, marți, ora 21:45, Digi Sport 2. Lovitura lui Will Smith de la Oscaruri nu a fost întâmplătoare. Actorul s-a pregătit cu antrenorul lui Conor McGregor. Totul a început când Chris Rock a spus că abia așteaptă să o vadă pe Jada Pinkett Smith în filmul G1N2, aluzie la faptul că soția lui Will Smith este rasă pe cap. Actorul de 53 de ani s-a urcat pe scenă și l-a lovit cu pumnul pe comediant. Fanii s-au mirat pe rețelele de socializare de lovitura aplicată de Will Smith lui Chris Rock, dar acest lucru nu este surprinzător, având în vedere faptul că actorul a interpretat rolul lui Muhammad Ali în pelicula biografică Ali. În plus, Will Smith s-a pregătit anul trecut alături de John Cavanagh, antrenorul lui Conor McGregor, fostul campion mondial din UFC la două categorii de greutate. Cavanagh a fost impresionat de calitățile fizice ale actorului după ce l-a văzut în ring. Am fost în Dubai alături de Conor McGregor. Oamenii lui Will Smith au intrat în contact cu oamenii mei și au vrut să știe dacă sunt interesat să fac o sesiune de antrenamente cu Will Smith. Bineînțeles că am fost. Sunt un mare fan al său. Nu mi-a venit să cred. Am mers la un complex sportiv incredibil de acolo. I-am făcut un program de antrenamente de războinic. Am fost foarte impresionat de el. Unul dintre momentele mele preferate a fost în timpul pozelor dintre runde. Mergea și se așeza pe scaun, așa cum face un luptător. Mergeam lângă el și îi dădeam sfaturi, așa cum fac de obicei cu luptătorii, a declarat John Cavanagh, potrivit The Sun. Serena Williams a reacționat imediat după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock la gala premiilor Oscar. Surorile Venus și Serena Williams au atras privirile tuturor când au pășit pe covorul roșu și, ulterior, au prezentat debutul evenimentului. Venus și Serena au fost subiectul filmului King Richard, în care Will Smith a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Tocmai m-am așezat și a trebuit să-mi pun băutura jos, a fost reacția Serenei Williams, postată pe rețelele sociale, după evenimentul care l-a avut în prim plan pe Will Smith. Etichete Will Smith, Conor McGregor, premiile Oscar, Chris Rock, John Cavanagh. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.